Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. În orele de vârf, drumurile din capitală sunt paralizate, iar cea mai dificilă situație este pe străzile centrale. Oamenii pierd ore în șir în trafic, iar cei care doresc să ajungă la timp la destinație sunt nevoiți să-și rezerve mai mult timp. Deși unele orașe mari, precum Barcelona, Londra, Tokyo sau Madrid, au reușit să reducă acest fenomen urban, autoritățile din Chișinău spun că au o viziune proprie și nu pot aplica aceleași soluții pentru a rezolva problema. Municipalitatea a început să lucreze la amenajarea parcărilor cu plată, însă este sceptică în privința diminuării ambuteiajelor, pasând responsabilitatea șoferilor care nu renunță la mașini personale în favoarea transportului public. În fiecare zi, șoferii din capitală sunt supuși unui test de răbdare și rezistență. Ambuteiajele infernale paralizează orașul, iar oamenii sunt nevoiți să facă față provocărilor pentru a ajunge la muncă, universitate, școală sau grădiniță. Întârzierile sunt la ordinea zilei, iar spiritele se încing în trafic. În toată dimineața, 5:20-30, problemă, transportul e prea mare, drumuri făcute pe doare subieți care erau puțini mașini. Acum sunt trăit în pătrit mașini. Și slab, e greu de rezolvat. Tăiem regular, mă, вообще. До часу иногда. Вообще отвратительно. Хотя бы дорогу сделать нормально, более-менее вменяемую. Ну, понимаю и людей, которые работают на дорогах. В ночное время никто не хочет работать, но во время часа пика работать тоже не очень. Всем мешают. И работать, дорогу делать тяжело людям, но и ехать по делам, когда кто-то работает и ремонтирует дороги, тоже не вариант. Бывает. Детей в школу иногда опаздываю отвозить. Трафик. Да нервничаешь, конечно, нервничаешь. Eu am fiecare dimineață stau în ambuteiaje. 10-15 minute. Nu foarte mult, adică înainte era mai grav, acum mai stă poliția și mai reglează. Până la școală, 20-25 de minute. Pentru Chișinău e ok. Mult timp petreceți în trafic? Mult. E așa, câte o jumătate de oră, câte 40 minute. Dacă mai dimineață, mai repede. Dacă mai după, mai târziu, da, mai ieși. Că trebuie să fie discărcate străzele. Mai puțin transport, mulți intră în Chișinău cu mașinile proprii și la ea sunt stopările astea. Expertul în dezvoltare urbană durabilă și fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, susține că problema ambuteiajelor este una complexă și nu poate fi soluționată peste noapte. În primul rând este vorba de îmbunătățirea serioasă a sistemului de transport public, astfel încât oamenilor să li se ofere o alternativă, da, deplasării cu automobil. Și doi, trebuie să fie implementate o serie de măsuri care să stimuleze, să destimuleze, să descurajeze oamenii să folosească mașini. Este în primul rând vorba de parcare cu plată, evident. Mai ales în zona centrală a orașului. Pentru că foarte des, din cauza parcărilor neorganizate, ilegale, haotice, se formează ambuteiaje. Consilierul municipal crede că pentru funcționarea eficientă și reducerea ambuteiajelor, orașul are nevoie de o modernizare a infrastructurii stradale, iar activități în acest sens trebuie să fie implementate cu regularitate an de an. Noi avem intersecții, zone în oraș care nu mai fac față fluxului de automobili. Acolo trebuie fie optimizată intersecția, optimizat sistemul de semaforizare, trebuie să fie făcute poate chiar intersecții denivelate. Viceprimarul capitalei Ilie Ceban susține că municipalitatea lucrează deja la un regulament pentru aprobarea unui tarif unic pe teritoriul municipiului Chișinău. Astfel, în prima etapă se vor implementa modificări în parcările unde este fezabilă instalarea limitatoarelor și a barierelor de acces. A doua etapă va cuprinde aprobarea și amenajarea parcărilor și a parcajului pe străzi. După ce aceste reglementări vor fi aprobate de Consiliul Municipal, va fi posibilă introducerea parcărilor cu plată. Soluțiile capitalelor europene este de utilizare masivă a transportului alternativ, utilizarea transportului public și fluidizarea transportului public. Ceea ce noi implementăm astăzi, acele benzi dedicate transportului public. Capitalele europene apar tot mai multe străzi pietonale în locul celor cu automobile și îngustarea străzilor. Noi nu facem aceste acțiuni deoarece avem totuși o viziune cum trebuie dezvoltat orașul și o facem foarte, foarte, foarte bine gândit.
faptul că sunt tot mai multe automobile, deci nu poate orașul să fie lărgit la infinit sau lărgite străzile pentru acea capacitate de automobile care vin zilnic în oraș. Deci oamenii trebuie să treacă la transportul public și alternativ. Potrivit datelor statistice, în prezent în Chișinău sunt aproape 360.000 de mașini, în timp ce în 2000 numărul acestora era 107.000.